Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou joc pe canal. Se numește Slender New Hope. Este un joc apărut nou, este în pre-alpha, cum puteți vedea acolo în colțul din dreapta. Și hai să vedem ce puteți face în acest episod. Sunt chiar curios pe cum o fi asta, pentru că n-am mai jucat un joc de groază de ceva timp. Așa că dacă cumva o să vedeți, știu, niște frame drop-uri, ceva de genul ăsta, este în pre-alpha, încă nu este full joculețul și să mă sperii de fantome. Oh my god. Opa, am uitat așa. De ce să fiu așa drept ca la armată? Așa, frate. Și sper să te vadă facecam-ul bine, pentru că eu filmez acum separat facecam-ul. Cine a pasat așa? Alo? Alo, cine este? Alo? Bă, alo? Și pentru că nu se vede la ședul pe momentul când registrez cu facecam-ul, nu se vede camera web foarte bine, așa că am decis să filmez asta separat. Sper să fie ok, să nu fie ceva nasol, că mor. Ok, acum suntem într-un fel de biserică. Ce mama dracu se întâmplă aici, mă, frate? Coaie, m-a speriat să-mi bag pula. Futu-s morții, mătii. Mamă, ce m-a speriat. Bă, din prima am murit. Coaie, să-mi bag pula. Mamă, ce m-a speriat. Coaie, dă-te în pula mea. Acum chiar nu trebuie să murim și hai să colectăm, dracu, paginile alea, că murim, dracu. Mamă, de efectiv vine spre tine, dar are un mod nou, știi? Gen, vine așa, gen... Așa vine, să-mi bag pula. Deci că e... Opa. Colectăm asta și ne duce, cărăm. Deci trebuie să luăm 8 pagini dacă ați jucat trei de membri vreodată și ce să facem acum. Mamă, dar efectiv mi-a dat un jumpscare, că m-am, deci efectiv n-am crezut, frate, că o să-mi apară jumpscare-ul, frate. Aolo! Bă, mi se pare că în pădurea asta a vrut să filmeze Imogen și cu Hymen, Ouija. Aolo, aolo. De ce se aude așa? Coaie, de ce se aude așa, coaie? Bă, se vadă bine dracu cu drăcia asta de webcam. Că e prima oară când fac cu asta. Coaie, mor, coaie, mor. Coaie, mă, prieten, apare din senin. Apare din fucking senin. De nici măcar am auzit niște băte ce că... Apare prea des. Din prea pot să explorez nimic. Coaie, for God's sake. Opa, m-a luat la cuna cu gebă de-aia. La cuna cu gebă de aia, frate. Aoleu, să luăm repede, bă. Mamă, aici mă ascund, să-mi bag pula. Mă ascund aici, mă jur. Nu mai ies de aici. Ok, două pagini, so far so good, so far so good. Acum pun pe eu că o să-mi apar Slenderman. Facem pariu cu aia pe milion. Ce dracu-i bățul ăsta, mi-l bag în cur. Mă scrap în cur, în cur. O să-mi apară, deci sunt pregătit cu aia. Am pumnul pregătit cu aia, să-mi bag, îi dau așa. Pam, pam. Trebuie să iau și un topor de la, știi, să fiu așa în fermă. Ok, deci n-aud nimica, e bine. Dacă n-aud nimica, înseamnă că pot să merg mai departe. Ceea ce mi se pare mie puțin ciudat este că ți apare cam prea des. Deja l-aud, e chiar în spate, că scrie acolo o foaie. Opa, bă, ia foaia. Oho, 3 pagini, e bine, e bine, e bine. Bă, dacă fac asta de 10 minute, e totuși ok, frate. Nu te uita în spate. Nu, dar asta e, eu unde mă duc acum? Deci chiar n-am idee unde aș putea să mă duc. E, mă plimb în anul ăsta de porumb. Eu exhaustă, eu două să-i dat, îți dai seama. Bă, când știi că te fugurește un balaur, nu mai știi, fugi dracu. Se activează la simțul ăla, fugi sau lupți. Acum sunt în ambele moduri, ești nebun. Da, da, și-o te aud, și-o te aud. Opa, aici suntem într-o fel de ruină, cred. Mama, aici e stadionul unde m-am ras eu la pulă. Când eram mai mic. Opa, pot să mur și să-mi dau drumul de aici, te rog. Coaie, ce melodie asta, bă, dar nu mă pot... A, nu mă pot duc aici, bă, pot? Coaie, eu înțeleg că e modul pre-alpha, dar... Pe bune acum. Bă, jocul ăsta arată grozav, aș putea să spun, e chiar foarte mișto. La optimizare, E de înțeles acum, aulu, aulu. Aulu, frate. What the fuck is that? What the fuck is that? What the fuck? Stinge lumina, coaie, pacă te temi, pacă te temi, fugi, 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 coaie, dă-te morții, mătii. Bă, gata, dacă sunt la lumină cumva, eu cred că... Dacă sunt la lumină,
Este bine, nu atac, am înțeles. Pentru că nu sunt puse astea degeaba, cred, nu? Adică bănuiesc că pentru asta sunt făcute, coaie. Oh, a fost. Eram sigur că mi-apare coaie, e nebun, e 100.000 că mi-apare asta coaie, să-mi bag pula, e... Ok, guys, și aici decidese că de fiecare dată când intri în joc, opa, B. Ok, gata, acum putem. De fiecare dată când intri în joc, hărțile, gen, acele pagini se spawnează în mod random, deci e... Kind asta și sper ca din tot sufletul să nu-mi apare din nou pentru că n-am chis să mă... Oh my god. Bă, nu știu cam cât de mare să fie videoclipul ăsta, nu cred că o să fie atât de lung pentru că... Așa e un test să văd cam cum este jocul și sunt curios dacă o să vă placă. Pentru că eu m-am uitat pe internet să văd ce mai face Obit Ryan. Și când am văzut acolo Slenderman nou, în 2019, bă, zic, ce dracu? Și am zis, bă, hai să descarc și eu să văd dacă îi apare pe Fadi. Cică, știi? Bă, îți dau cu toporul în cap. Bă, și am dat acolo, am zis acolo pe YouTube, pe Google, Slender New Hope. Și am văzut acolo primul rezultat. Am zis, mamă, dacă cumva este un virus. Și apoi l-am instalat, am văzut că este ok. Nu are virus, nu are nimic, deci pe prima pagină, frate. Pagina aia creepy. Dar știam că după 4 imagini colectate, după 4 hârtii de astea, ți-apare Slender-ul. Știu că Slender de Arrival, totuși nu era atât de agresiv Slender-ul, știi? Adică mai scăpai de el. Dar nu mai știu cum neapărat să sting lumina cumva. Dar ideea e că nu văd nimic, frate, să-mi bag pula. Eu simt că în pădure acolo, face o Ouija cu Hymen. Eu nu, pe aici, să mă duc pe aici, pe acolo e sunetul, frate, acolo s-a auzit căcatul ăla. A, pe aici n-am fost, frate, a, ba da, am fost aici. Mamă, coaie, cât de creepy poate să fie. Eu încerc așa să mă mișc, așa, știi, smooth. Mă, așa, o hartă, așa, nu e prea mare harta asta, opa, văd acolo o lumină, pe aici nu prea am fost, măcar să explorăm măcar toată harta, știi? Dar mă, lasă-mă să explorez harta, du-te dracu. Opa. Și pe aici trebuie să fie un fel de foaie ceva. Mamă, dar ai că mi-a apărut jumpscare-ul la... Ia, ia, ia. Ce mă sperie cu aia. Ce dracu e aia, mă? Nu, mă duc aici prima dată. Mă duc aici, frate, lasă-mă. Opa, un veciu, aici mă bag cu aia. Oulu. A, deci, da, deci o să-mi apară update-uri la jocul ăsta și probabil că atunci când o să apară mai multe update-uri, o să puteți să explorăm mai mult. Cum puteți vedea, deja nu este lucrat pe aici, deci nu prea avem ce să facem. Mamă, deci cu, acum trebuie să fiu pregătit pentru că o să-mi apară căcatul ăsta și ideea este că nu vine gen, nu vine normal, știi, gen, vine așa, știi, pe patru labe. Și nu prea poți să-l vezi, asta e ideea, că nu văd la 2 metri distanță de mine. Coaie. Mamă, eu încerc acum nici să nu vorbesc prea mult, să vă las așa să vă sperii și pe voi. Adică să intrați așa în pielea jocului, în joc, de fapt, în pielea jocului, zici că sunt handicapat, să-mi bag, nu știu ce dracu am. De când mi-am pus webcam-ul pe mine, deja parcă sunt alt om. Dar ce sunetul ăla, frate, că pe mine mă disperă, asta e faza, mă intrigă. Opa, pe aici, opa, pe aici, n-am luat-o, ok, deci pe aici nu prea avem voie. Bă, dar unde am putea noi să găsim așa o fișă? Pentru că știu că, cred că pe aici se află ceva. Nu, că pe aici n-am cum să mă duc. Bă, dar oare am voie să mă duc pe aici? Că asta nu înțeleg eu. Ctrl... Nu, n-am cum să sar. Mama, dar se aude îngrozitor coaie. Deci sunetul ăsta mă disperă. Deci clar, o să vină, frate, deci garantat. Garantat o să vină, frate, deci fără doar și poate, ia. Ce dracu, a? Gata, frate, gata și cu videoclipul ăsta. Nu știu cât l-am făcut. Ideea este că... Băi, e prea alfa, nu prea ce se face aici, deci nici măcar nu este în beta ca să poți să zici că ai ceva de explorat. Primele mele impresii este că e foarte bun jocul ăsta, adică are potențial, se vede că are potențial. Graficile îmi plac foarte mult, îmi place cum Slenderman vine la tine, deci nu mai vine modul la gen, știi, se întreaptă, îl vezi de la 2 metri,
de la 2 metri, ce posibil ți apare din senin așa. Și îmi place cum se mișcă el, de care are niște mișcări foarte noi. De-abia știu să apară, eu știu, să apară mai multe versiuni, să apară, eu știu, nu știu, Clos Alpha sau cum să o fi numit ele, ca să jucăm mai mult din hartă. Momentan cam asta este. Nu este un ending sau o scăpare, te plimbi și ți apare Slenderman așa, out of nowhere. Per total îmi place foarte mult atmosfera, deci te bagă, îți bagă frica în oase. Și sper că v-a plăcut acest video. Ne vedem data viitoare și dacă vă întrebați ce note i-aș acorda eu jocului, mă, i-aș da un 8. Un 8. Mai trebuie la optimizare, dar acum înțelegem pentru că este pre-alpha, adică nu putea să joci în 4K 60 de frame-uri. Hai să fim sinceri. Eu v-am lăsat, așa, și ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa, băieți!